Elevii claselor a 5-a nu vor avea manuale la începutul anului școlar. Nu că ar fi avut cumva în anii trecuți, dar de data asta avem și o noutate. Vor învăța după un ghid de 296 de pagini, pregătit special pentru asta. Deocamdată, desigur, nici profesorii n-au văzut ghidul, după care se presupune că vor preda în mai puțin de o lună, dar Sergiu Cora ne spune mai multe. Sergiu, bun găsit, profesorii n-au văzut ghidul. Tu știi ce conține? Bun găsit, Octavia. Nu știu nici eu ce conține acest ghid, dar îți spun, ar fi fost bine ca măcar profesorii să știe, pentru că până la urmă ei sunt cei care vor trebui să învețe 300 de pagini, după care să le predea și elevilor. Însă chiar ministrul educației, Liviu Pop, o spune că începând cu 3 septembrie aceste ghiduri vor fi disponibile în școli și începând cu acea dată toți profesorii vor trebui să învețe exact ce este trecut în acele ghiduri. Tot Liviu Pop ne spune că aceste ghiduri înlocuiesc cumva manualele lipsă și cu precădere vorbim aici de elevii claselor a 5. După cum bine știm, nu mai este o noutate în România de ani de zile. Elevii, și aici nu vorbim doar despre cei de clasa a 5-a, nu au manuale la început de an. Sunt generații întregi, mai cu seamă generația de sacrificiu, am putea să-i spunem, respectiv cei care au început pentru prima dată clasa 0 în România. Aceștia n-au avut niciodată manuale câte 6 luni dintr-un an școlar. Liviu Pop pare totuși să fie ministrul care este sigur că până la începutul școlii, toate problemele din educație se vor rezolva. Rămâne să vedem.